Chiar dacă luna trecută 1000 de mineri și energeticieni au părăsit compania, ministrul energiei Toma Petcu anunță că se vor face angajări dacă rezultatul financiar înregistrat anul acesta va fi unul bun. Dacă merg în ritmul de producție la nivelul care l-au la ora actuală, ar trebui să gândească să mai angajeze în zona productivă, repet. Și le-am spus foarte clar că nu va avea niciodată acceptul meu să ne dezvoltăm pe partea de test sau doar că vrea ministru sau cineva politic. Mă interesează foarte mult în zona de producție să ne dezvoltăm, pentru că dacă nu producem și nu avem activitate și în mine și în centrale, eu vă spun că asta cu angajările ține foarte scurt. Deci, repet, pe partea de disponibilizare în acest moment, nu că nu avem motive să disponibilizăm. Începem să avem motive să ne uităm spre angajări. Vedem ce estimat avem de activitate până la sfârșitul anului și în funcție de asta, conducerea decide. Ea știe foarte bine politica, sincer, dar nu vă închipuiți că mă strâng cu domnul Boza și încep să-i fac politica de resurse umane. Nu este nici dreptul meu și nici calitatea. Dumnealui stabilește împreună cu tot directoratul, propun CS-ului și vor avea aprobarea mea dacă e cazul. Ministrul a discutat cu managerul Sorin Boza, care l-a înștiințat în privința parteneriatelor făcute cu mai multe școli din județ în vederea pregătirii elevilor la clase de profil. Asta pentru ca entitatea energetică să nu mai resimtă lipsa oamenilor din producție. Ne uităm pe perspectiva care este importantă, aceea de, să spunem, dezvoltarea resursei umane. Și am discutat cu domnul Boza și mă bucur că ei pregătise ceva în sensul ăsta. Au 5 școli prin parteneriate cu unele licee din județ, nu doar din Târgu Jiu, astfel încât anumite meserii specifice să pregătească și să instruiască în această perioadă de 3 ani de zile meseriași, care mai târziu să intre în companie și ușor, ușor, probabil după alți 2-3 ani de zile să fie direct în producție. Este foarte importantă resursa umană pentru că, indiferent cât ar dori și ministerul și compania și toată lumea să susțină și să ajute complexul, dacă resursa umană nu este una adecvată, bine pregătită și atât cât trebuie să fie dimensionată, niciodată nu vom avea aceste rezultate. Ministrul Energiei nu se va opune nici măririlor salariale dacă anul va fi încheiat bine.